Bună, prieteni! Bine v-am găsit într-un nou video aici. În videoul acesta am să vorbesc cu voi foarte deschis, pentru că cred că sunt multe lucruri care trebuie să le discut și eu vă rog să nu le înțelegeți greșit, vă rog de la început lucrul acesta. Nu este neapărat un mesaj doar pentru unele persoane, în mod special, cu toate că, da, este și adresat anumitor persoane care... Nu știu, în ultima perioadă au simțit nevoia să-mi spună ce gândesc, dar vreau și eu să pot să spun ce gândesc, pentru că nu mi se pare corect ca alții să poată să aibă dreptul să vină să-mi spună ce doresc și eu doar să-mi asum, pentru că am primit comentariul acesta și de mai multe ori și nu sunt de acord cu chestia asta. Nu mi-asum că sunt expusă în online, ci atunci când voi vă expuneți un punct de vedere la mine pe canal, în videourile mele, în casa mea, eu am tot dreptul să dau o replică, pentru că este casa mea, da? Nici nu vreau să o luați greșit, dar, sincer, trebuie să fiu așa un pic mai dură. În timpul acesta eu am să mă și aranjez și da, eu mă aranjez, mă aranjam și înainte, chiar dacă nu vă arătam vouă câteodată, sincer, am să adresez și chestia asta, pentru că, nu știu, sunt persoane care s-au simțit foarte deranjate că eu mă aranjez și că am grijă de aspectul meu și așa mai departe. Da. Nu știu, am așa impresia în ultima perioadă că nu că eu m-am schimbat neapărat, dar să știți că este și normal să ne schimbăm, deci chestia asta nu este un lucru negativ, dar mi se pare că unii dintre voi v-ați schimbat de aici, unii dintre voi, ori unii dintre voi, nu știu ce v-a apucat, a venit toamna poate și treceți voi prin faze de ale voastre și sunteți acum frustrați poate pe lume, pe în general, pe oameni și așa mai departe și simțiți nevoia să vă exprimați acest lucru. Pentru că da, am început să primesc diferite comentarii și mesaje și voi nu le vedeți pentru că poate pe unele le-am blocat, pe unele le-am șters, unele poate le-a blocat YouTube-ul de la început. Pentru că le mai blochează și YouTube-ul. Să știți că nu depinde doar de noi și nu suntem noi doar aia care stăm acolo cu bâta. Cu toate că am tot dreptul să... Am tot dreptul să filtrez ce-mi doresc eu aici pe canal. Păi, canalul meu, până la urmă, adică hai să fim sinceri. Nu m-am elogit la niciunul dintre voi să vă plătesc. V-am spus, da, dacă vă doriți să vă abonați și mă aș bucura dacă stați și mă urmăriți și așa mai departe și mă faceți și pe mine să înțeleg că vă uitați. Adică nici să nu o luați în modul negativ. Dar și în partea cealaltă, adică, sincer, eu chiar nu înțeleg, adică eu cer... să vă abonați, să-mi dați un like celor care sunteți aici și mă urmăriți și vă place de mine și țineți la noi. Nu cer oricui. Chiar nu cer oricui să se aboneze și nu cer celor care nu mă suportă. Pentru că, clar, sunt și persoane care nu mă suportă și este ok. Adică în viață așa este. Chiar nu cer. Celor persoane le cer foarte foarte simțit să își caute pe altcineva să urmărească, pentru că, clar, dacă nu rezonează cu mine, chiar nu văd de ce ar veni aici. Dar, nu știu, am să încerc așa să-mi fac ordine în gândurile mele și să explic punctul meu de vedere. Și am să vă zic așa ce mi s-a mai spus și apoi am să le ating așa separat, da? S-a văzut că am mers la eveniment bun, un lucru foarte important pentru mine, o realizare a mea. Pur și simplu am fost celebrată pentru realizările pe care le-am avut. Da? Deci este un moment de fericire al meu, pe care eu am ales să-l împărtășesc cu voi, pentru că sunteți aici persoane care sunteți clienți, sunteți aici persoane care lucrați alături de mine în echipa mea, sunteți aici persoane care, indiferent că nu mi-ați fost poate niciodată client sau n-ați lucrat niciodată alături de mine, mi-ați fost alături. Și este oarecum o reușită a tuturor, eu așa o văd, nu știu. Mie îmi place să împărtășesc cu voi reușitele mele, pentru că, nu știu, avem așa o comunitate, părerea mea, și asta pentru mine este important, să continui această relație cu voi, oarecum. Dar ce vreau să vă zic este în felul următor. Că am fost foarte criticată de unele chestii de acolo, nu? Pentru că văd unii doar iubire de bani. Bun. Hai să vă întreb un lucru, dragilor.
cum de v-ați dat voi seama lucrul acesta? Hai spuneți-mi. Cum de v-ați dat voi seama că am așa o iubire de bani? Deci chiar sunt foarte curioasă. Cum ați văzut voi lucrul acesta așa de clar, că eu nu l-am văzut și alții nu l-au văzut, dar l-au văzut câțiva, așa care, na, văd mai bine ca noi. Cum ați văzut? Prin ce ați văzut? Că este iubire de bani. Cum definiți voi iubirea de bani? Adică, pentru că mă vedeți că lucrez cu pasiune și că îmi mă dedic muncii? Sau pentru că am anumite realizări și nu vreau să mă opresc și vreau să ajung mai sus? Dar sunteți voi în bancă ca să știți ce am eu de plătit? Sunteți voi în bancă ca să știți cât îmi intră lunar, cât investesc în echipa mea, cât și investiți? Voi aveți impresia că banii curg așa din business-uri, dar n-ai de investit. Eu știu cum funcționează aproximativ. Învăț și eu cum funcționează lumea business-ului. Sunt din banii pe care îi câștigi. Ai de plătit taxe, ai de plătit lucruri. Uite, am avut de plătit asigurări medicale noi. Am de plătit ratele pe care le am. Un alt, am și eu cheltuielile mele care nu trebuie să mă duc să vi le dau vouă. Nu știu. Nu trebuie să dau socoteala nimănui. Nu sunt căsătorită cu niciunul dintre voi. Nu sunteți angajați la stat și trebuie să vă dau acum socoteală la finanțe. Nu sunteți contabilii mei, că slavă Domnului, sunt deșteaptă de ajuns încât să mă descurc să îmi contabilizez singură veniturile și să le declar la stat. Nu aveți niciuna dintre acele funcții. Deci eu nu trebuie să dau socoteala nimănui cât câștig. Am mai zis eu aici colo cât câștig și că, da, câștigăm doar din asta. Și nu știți unii dintre voi care sunt planurile noastre viitor. Nu înseamnă că e iubire de bani. Noi, oameni buni, eu cred că voi o luați așa de rău unii dintre voi și cei care nu o luați, poate vă ajută chestia asta ca să știți cum să răspundeți altora care vă vin cu acest comentariu. Iubirea de bani nu înseamnă că te îngrijești de viitorul tău și de a familiei. Iubire de bani nu înseamnă că eu vreau să-mi construiesc casa mea la anul. Eu n-am o casa mea, eu stau în chirie, domnule. Eu am de plătit chestii la copiii mei, noi avem un stil de viață care este diferit poate de-al unora. Nu vreau să zic că trăim în pampas, dar uite, de exemplu, școala copiilor. Pe noi ne costă câteva mii de euro. Școala copiilor. Doar ce fac ei clasic. Fără activități extracurriculare, care trebuie să mai începem acum iarăși, pentru că așa am făcut mereu. Ne-am căutat câteva activități pentru copii, cel puțin ceva sport să facă. Nu sunt de părerea să facă 10.000 de activități, pentru că nu este stilul meu de parenting. Mie îmi place copiii să aibă timpul lor liber, să fie copii, să se și plictisească. Dar, nu știu, unii au impresia că, băi, iubire de bani, câștigi atâta câteva mii de euro și, Doamne, ce iubire de bani și vrei mai mult de atâta. Doar cu câteva mii de euro noi ne descurcăm, doar atât, supraviețuim pentru cheltuielile pe care sunt. Că voi sunteți mai deștepți ca noi și știți să cheltuiți bani mai bine, măi, faceți banii ăștia. Faceți-i voi și învățați voi să vă cheltuiți pe voi și nu veniți cu lecții. Pentru că deștepți mulți, știți cum e, până îi ai. Când îi ai, te văd eu acolo. Te văd eu ce cheltuieli și ce responsabilități ai. Deci, mie mi se pare că unii chiar au niște idei așa tare ciudate și au impresia că, băi, sunt mai deștepți ca alții. Și mie chestia asta nu-mi place. Nu-mi place aici, nu-mi place în viața de zi cu zi și, nu știu, mi se par că sunt niște gândiri foarte, foarte toxice și foarte greșite. Și da, folosesc și eu cuvântul ăsta, toxic, da, pentru că îi o gândire foarte greșită și foarte rea. Nu știu, am impresia unii că sunt mai deștepți ca alții și chestia asta mă deranjează. Pentru că vin și mă acuză că iubire de bani, că nu știu ce, că nici iubire de bani, mă, îngrijirea familiei. Eu mă îngrijesc de familie și cu Adrian. Nu este iubire de bani. Zic că iubire de bani când mă vezi că am chiar de toate și nu mă opresc, poate. Și chiar și atunci tu nu știi ce am și ce n-am. Tu nu știi ce nevoi sunt. Tu nu știi. Și dacă Dumnezeu îmi dă, poate Dumnezeu îmi dă că El mai face și ceva cu banii ăștia și voi nu știți, pentru că poate eu nu vă zic. Pentru că nu trebuie să vă zic ce facem noi cu banii separat. Știți voi că noi nu dăm din banii ăștia Domnului, că noi nu dăm altora. Știți voi lucrul ăsta? Voi nu-l știți, pentru că noi nu vi-l zicem. Că nu mă pun să mă laud aici să vă zic eu ce fac eu cu banii și Adrian. Și vă asigur eu că nu iubire de bani. Este chibzuință
Dar oamenii care comentează așa, știți care este părerea mea? Sunt oameni care văd că ei nu pot să facă banii. De fapt, ar putea, dar nu vor. Mă scuzați că sunt deschisă, dar așa este. Nu vreți, pentru că ați putea și voi. Dacă vreți, ați putea. Dar nu vreți să puneți umărul la contribuție. Stați bine acolo în bănuța voastră și cel mai ușor este să arătați cu degetul și să spuneți, băi, ce faci tu, faci greșit. Știi? E mai ușor să stai acolo în bănuța ta și să arăți cu degetul. Foarte ușor și foarte comod. Super comod să fii așa în viață, știi? Să dai doar cu judecată. Că eu sunt mai deștept. Că eu știu mai bine. Eu vă zic să rămâneți acolo în băncuța voastră pentru că stați bine. Chiar stați foarte bine acolo. Și nu cred că lipsește nimănui faptul că nu veniți să le ziceți cu părerea. Ăsta meu e murdară, e bronzerul meu, tera mea, dar e murdar pentru că l-am scăpat pe jos și l-am spart. Și acum e înăuntru desfăcut, dar îl mai folosesc. Trebuie să-mi comand altul că nu știu cum să-l repar sau să văd să-l repar cumva, nu știu. Văd eu, văd eu. Da, ideea este că nu este iubire de bani ceea ce ziceți voi. Da? Mai corectați-vă aceste fraze clișeu pe care le folosiți așa din obișnuință și spuneți-le în momentul când este. Și dacă le ziceți, gândiți-vă, băi, ce rezultat dă? Pentru că, nu știu, eu n-am o relație cu unii dintre voi. Vă văd comentând doar când nu vă convine ceva unora. Voi chiar credeți că eu sunt atât de naivă încât să mă pun și să ascult ce-mi zice orice om care se oprește pe canal? Voi credeți că eu așa trăiesc viața? Eu ascult ce ziceți. Dar voi chiar credeți că eu îmi trăiesc viața după spusele fiecărui om care vine aici? Voi nu vă dați seama că dacă mi-aș trăi viața în felul acesta, eu m-aș contrazice? Eu n-aș mai trăi, practic. Pentru că vă contraziceți între voi câteodată. Vă zic, n-aș mai trăi viața, ar trebui să mă închid într-o văgăună și să rămân acolo, pentru că n-ai cum, pentru că vă contraziceți voi. Da, asta este o chestie. Și nu este iubire de bani să te îngrijești de familie, vă zic. Nu este, pentru că unii, nu intra acolo, că ai să câștigi toată bani. Da, Doamne, să câștigi banii ăștia, dar ce, nu erau oameni bogați în Biblie? Dar uitați-vă la femeia din Proverbe 31, că e o femeie deșteaptă și înțeleaptă, care face bani și care investește și care se gândește la viitor, la viitor familiei, ajută cu banii pe alții. Banii sunt răi când nu știi să îi folosești spre onoarea lui Dumnezeu și spre folosul la care sunt creați. Voi credeți că Dumnezeu nu vrea ca să ne îngrijim de copiii noștri și de casa noastră? Și nu mă gândesc că Doamne ferește să le facă avere. Eu cred că Dumnezeu mi-a dat înțelepciune ca să facem, să găsim businessul ăsta și să putem să ne facem casa noastră, să avem și noi acolo căsuța noastră. Și nu mă imaginez, nu vă imaginați castele, că nu o să vedeți castele, o să vedeți o casă foarte, foarte simplă și modestă. Dar ce, voi care aveți case, ce, sunteți iubitori de bani că v-ați făcut case? Sau trebuia să mă duc și eu să-mi rup spatele ca să-mi fac casă? Dacă mie mi-a dat Dumnezeu să-mi fac casă în felul acesta, care este problema în finalul zilei? Adică cu ce vă deranjează pe voi? Nu știu, chiar, eu cred că chiar unii nu au ocupație în viața asta. Nu au ocupație și nu știu ce să facă și cum să-și trăiască viața și atunci vin și se răsfrâng cu frustrările lor pe mine și pe noi ca familie. Da, asta era despre iubirea de bani, că multă problemă au avut mulți că iubire de bani. Și problema, da, uite, că mă aranjez și că m-am schimbat și că mă machiez și că pun prea mult, prea mult atenție pe aspectul fizic. Măi, dragilor, voi dacă mă urmăriți de la început, ați vedea că eu m-am grijit de când sunt aici pe YouTube. Și eu n-am 3 ani de cât are canalul de YouTube, eu am 35 de ani. Fac acuși 36. Eu m-am grijit de când mă știe Adrian. Că am avut perioade când m-am grijit mai puțin. Asta e treaba mea. Dar vreau să vă zic că nu prea m-am schimbat eu. În primul rând. Da? În primul rând, eu mereu am fost o persoană îngrijită. Că vă place vouă sau nu vă place, ce? Nu pot să vă schimb eu. Ce vreți să vă fac? Eu nu vă zic să fiți ca mine. Eu vă zic, fiți cum vreți voi să fiți. Treaba voastră. Chiar mie, chiar nu.
nu-mi pasă, nu mă deranjează cum sunteți. Nu este scopul meu să vă schimb, să vă învăț, să fiți ca mine, să faceți, să... Nu știu. Adică când vă uitați la un film la televizor sau așa, ce voi aveți impresia că vă duceți să-i schimbați pe actorii aia de acolo sau așa. Eu nu sunt actor aici, dar vreau să zic, de ce credeți voi că ar trebui să veniți la mine și să-mi spuneți că trebuie să mă schimb? Nu vă mai place, nu vă mai uitați. Adică, nu știu, voi așteptați ca eu să fac cum vreți voi? Înțeleg că veniți să vă spuneți frustrarea unii, că ați văzut ceva care voi nu mai rezonați cu mine. Îmi pare rău că nu mai rezonați, dar n-am să stau să plâng, înțelegeți? Pentru că eu asta sunt. Și eu nu-mi trăiesc, nu-mi trăiesc viața condiționată de prieteni sau de oameni. Eu vă numesc prieteni aici, dar nu am relații apropiate cu toți dintre voi. Și a fi prietenii mei este un privilegiu. Da, și nu mi-este rușine să o zic. Știu că unii o să mă judece. Nu mi-este rușine să zic. Să fii prieten cu mine e un privilegiu. Eu decid. Eu nu sunt în acel punct în viață în care accept pe oricine și oricum cu bocance în viața mea și să facă ce vrea. Îmi pare rău. Nu sunt. Nu sunt un om chiar care nu am prieteni, dar cei care vor să-mi fie prieteni și nu trebuie să umble cu mănuși la mine sau să mă... sau să mă ridice în slăvi, dar cu siguranță n-ai să-mi devii prieten când vii doar și mă critici. Și doar asta vezi. Pentru că, clar, aia nu e o prietenie. Tu ești o persoană care vrei să-ți impui punctul de vedere în viața mea și ai să fii o persoană care să fii bossy în viața mea. N-ai să fii un prieten. N-ai să fii o persoană care ții la mine. Ai să fii o persoană care doar vrei tu să mă faci să devin omul care tu vrei să devin. Și nu știu ce va da Dumnezeu unora scopul ăsta în viață, să veniți să mă schimbați pe mine? Vă întreb așa, nu chiar sunt curioasă. Și pe de altă parte, să știți că în viață este normal să ne schimbăm. Nu știu dacă v-ați gândit voi așa în felul vostru, că noi suntem în lumea asta, nu suntem perfecți, că dacă eram perfect ne-a luat Dumnezeu la cer. Și este normal să ne schimbăm. Asta este greșeala pe care am făcut-o eu și Adrian când ne-am căsătorit. Noi aveam impresia că noi trebuie să ne schimbăm noi unul pe altul și că ne-am căsătorit cu oameni perfecti și ne enervam. Că, na, tu faci așa, că de ce faci așa? Și ne așteptam ca unul și altul să ne schimbăm pentru că ne zicem noi. Însă, sau că ne așteptam că să fim perfecti. Dar am realizat că ne-am căsătorit cu un bărbat, eu m-am căsătorit cu un bărbat care nu-i perfect, el s-a căsătorit cu o femeie care nu-i perfectă. Asta este realitatea. O să ne perfecționăm, dar niciodată stând cu degetul și aruncând cu pietre unul în altul și lucruri de genul acesta. Noi suntem puși împreună ca să ne ajutăm să ne realizăm la maxim ceea ce a pus Dumnezeu în noi. Să ne susținem, să ne cizelăm, dar într-un fel frumos. Pentru că dacă nu am stat și ne-am certat toată ziua și credeți-mă că n-ar mai fi o familie, ar fi un război. Nu știu, noi am învățat multe așa în anii ăștia de căsătorie, nu vă zic eu că trebuie să vă dau lecții, dar mi-a mai zis cineva, măi, tu chiar ai putea să dai lecții în 17 ani de căsătorie? Îmi zic și eu, ceva pot să vă învăț. Sunt sigură că am greșit și noi și că nu le avem toate perfecte. Și să știți că nu ies nicăieri, nu de asta mă aranjez, ca să aveți idee. Mă aranjez pentru că mă simt eu bine și îmi place să mă aranjez și lui Adrian îi place. Și pentru mine mă ajută să încep ziua cum trebuie. Pot să fac și fără, dar în fine, asta sunt eu, dragilor. Nu știu ce să vă zic. Dar este normal să ne schimbăm în viață. Schimbările sunt lucruri bune. Nu sunt neapărat negative. Adică nu mai mergeți cu fraza te-ai schimbat. Da, mulțumesc că ai văzut că m-am schimbat. Chiar e super fain că ai văzut. Mă bucur că ai văzut acest lucru. Pentru că de schimbat o să ne schimbăm. În viață. Înțelegeți? Schimbările nu sunt neapărat negative.
schimbările sunt și lucruri pozitive pe care ar trebui să le avem în viață. Da, așa că e complicat, dragilor, să stau să vă explic fiecăruia de ce fac așa, de ce am făcut așa, de ce e așa, nu știu. E foarte complicat și câteodată sunt și o sătulă, da, mă mai enervez pe chestii din astea. Da, mă enervez și eu pentru că sunt om, nu știu, unii stau aici și se uită și așteaptă ca eu să fiu perfect, omul ăla perfect, care niciodată nu se enervează, care niciodată nu face o greșeală. Dar voi sunteți perfecți, mă, oameni buni. Voi asta îți credeți că Dumnezeu când v-a mântuit pe unii v-a făcut perfect? Nu v-a făcut. Vă face perfect acum, v-a făcut perfect în ochii lui Dumnezeu, dar voi încă o să mai greșiți, dar mulțumesc lui Dumnezeu că prin Iisus sunteți făcuți perfect în ochii lui Dumnezeu. Dar nu în ochii lumii, să știți. Dar nu sunteți perfect deloc. Îmi pare rău să vă spun realitatea asta. Nici eu nu sunt. Și nu o să mă faceți voi perfect. Unii dintre voi care stați doar să vă uitați la ce fac eu greșit, la ce fac cum nu faceți voi, pentru că nu înseamnă că e neapărat greșit ce fac eu, pur și simplu fac diferit față de voi, pentru că sunt diferită, cum și voi sunteți diferiți de alții, ceea ce este ok, că nu ne-a făcut Dumnezeu trași la indigo, ne-a făcut diferiți. Nu știu, sunt așa câteodată dezamăgită și mirată că sunt atât de mulți oameni în lumea asta care încă gândesc că trebuie să... Băi, e ok să gândim diferit, dar au impresia că trebuie să-și zică neapărat punctul de vedere, pentru că... Nu știu, ce așteaptă? Unii așteaptă că eu o să mă schimb, pentru că vin ei să-mi zică. Dacă vă așteptați să nu mă schimb, când veniți să-mi ziceți, atunci îmi ziceți degeaba. Dacă veniți și vă așteptați ca eu să mă schimb pentru că veniți voi să-mi ziceți, să știți că v-ați greșit menirea în viață. Vă irosiți timpul. Și eu cred că oamenii așa ar trebui să învățați să vă le mai țineți pentru voi lucrurile. Pentru că mai stricați în ziua unui om câteodată. Să știți că chiar mai stricați ziua omului și chiar nu faceți nimic ca productiv. Voi ce credeți? Că la sfârșitul zilei vine Dumnezeu la voi și vă zice pe umăr așa, bravo, bine ai făcut. Că te-ai dus și mi-ai zis la ăla ceva. Bine ai făcut. Îmi pare rău să fiu așa deschisă față de unii acum în chestia asta și nu este stilul meu. Dar... Îți ajunge, voi nu vedeți ce văd eu câteodată și da, mai spun și alții că trebuie să-ți asum, că te-ai expus în online, nu mi-asum nimic. Ce? Adică voi aveți dreptul să intrați la mine în casă să-mi spuneți cum să-mi cresc copiii, să fac așa sau așa, să-mi cheltui bani în felul ăsta, adică cine v-a dat dreptul ăsta? Cui? Adică voi credeți că mie îmi pasă că e pe internet sau nu? Am dreptul să-mi expun ce doresc pe internet, cum au dreptul și alții și asta nu înseamnă că vă dă vouă dreptul să... Spuneți ce vreți. De ce? De ce? Adică ce vă face mai special pe voi ca să puteți să-mi spuneți ce vreți voi? Și cu ce scop? Pentru că voi chiar credeți că unii care faceți chestia asta, voi chiar credeți că eu am să mă schimb pentru că veniți voi să-mi spuneți? N-am să mă schimb, dragilor, pentru că nu sunteți oameni apropiați. Nu aveți o relație cu mine. De ce să vă ascult pe voi? Aș fi un om foarte, foarte moale. Ca să mă schimb după orice vorbă pe care mi-o zice orice om. Aș fi o legumă dacă aș trăi așa. Eu nu sunt așa și n-ar trebui nici voi să fiți așa. Să știți cine sunteți și ce sunteți și pe ce oameni să ascultați. Nu pe oricine care vine și vă zice așa un comentariu, care nu vă comentează niciodată. Dar oameni care nici nu vă scriu privat sau ceva. Nu ăia sunt oamenii cu adevărat apropiați și prieteni. Și eu nu vă zic că trebuie să fiți ca mine. Eu zic, luați ce-i bun, ce nu vă place și ce nu-i bun pentru voi, lăsați-l aici, în video, închideți telefonul și lăsați-l acolo. Că, nu, ce, când vă uitați la un film sau la ceva, ce, luați tot de acolo? Să știți că oamenii o să vă dezamăgească în viață dacă voi trăiți după ei ca niște idoli. Probabil unii dintre voi v-ați făcut așa o impresie despre mine că sunt omul ăla perfect și v-a plăcut așa de mult și îmi imaginez că rămâneți dezamăgiți. Dar eu știți ce vreau să vă zic? Este că o să vă dezamăgesc, da? Dacă vă puneți în mine speranța că sunt acel om perfect. Nu sunt. Am să greșesc și eu, am să fac și eu lucrurile diferit față de voi. Este un parcurs pe care l-am și eu, este viața mea. Eu am ales să-l împărtășesc cu voi, dar nu pentru că neapărat trebuie neapărat să veniți să mă schimbați voi. Pentru că n-am să mă schimb, înțelegeți? Eu sunt așa cum sunt și...
Voi luați-o așa aici, pentru că aici nu este locul că ați venit neapărat să mă schimbați în cum sunt eu ca om. Nu o să puteți, să știți, nu o să puteți. Eu l-am pe Adrian în primul rând, am pe Dumnezeu. Unii vin și zic, a, relația ta cu Dumnezeu nu se mai vede. Deci, de unde știți voi? Din 3 videouri pe săptămână, care sunt jumate de oră nici măcar. Adică dintr-o oră jumate pe săptămână pe care voi o vedeți că o filmăm, voi vedeți că noi nu trăim cu Dumnezeu. Cum vedeți lucrul ăsta? Hai spuneți, argumentați. Când veniți să dați o acuzare, trebuie să veniți să și argumentați. Cum ai văzut lucrul ăsta? Spune. Cum de ai văzut lucrul ăsta? Pentru că ce? Pentru că mă aranjez? Pentru că m-am dat cu un ruj roșu care mă dădeam oricum și înainte? Dar poate nu-l vedeai tu câteodată pentru că eu nu filmam? Nu mă ascundeam. Eu nu mă ascund. Pentru că m-ați văzut că am purtat pereche de cercei la eveniment? Pentru unele chestii care vi se par vouă de aia? Cine vă zice că asta mă face pe mine mai puțin perfectă față de voi? Și cine vă zice vouă că asta îmi definește mie relația mea cu Dumnezeu? De unde știți voi? Relația mea cu Dumnezeu este o relație personală, nu este o relație publică pe care o vedeți voi. Că voi vedeți unele chestii care nu vă plac și voi trageți concluzia că nu am o relație cu Dumnezeu, asta e treaba voastră, dar nu v-a cerut nimeni ca să-mi analizați viața. Aș putea și eu, dacă m-aș uita la voi în viața voastră, chiar doar pentru o oră jumate pe săptămână, să trag și eu concluzii. Viața mea este viața mea. Sau uite, și azi dimineața am mai primit un comentariu că, că bani de telefon nou ai, dar de operație n-aveai. Păi eu telefonul mi-l cumpăr în rate, în primul rând. În al doilea rând, acea persoană care a comentat nu m-a ajutat cu nimic la operația de stomac. Și în al treilea rând, pentru operația de stomac am strâns 700 de lire. Ceea ce mi-a plătit doar analizele preoperatorii, nu operații. Pentru operație mi-am făcut împrumut. N-aveam banii ăia în momentul acela, pentru că am avut și mutare, am avut multe cheltuieli. Și în al patrulea rând, eu lucrez cu telefonul. Eu de 3 ani și ceva fac business-ul ăsta cu telefonul. Eu am nevoie de telefon ca să lucrez. Eu știu ce investiții am nevoie la munca mea. Voi poate faceți o altă muncă unde trebuie să investiți alte chestii, nu știu, treaba voastră, nu stau eu să vă explic. Dar eu la business-ul pe care îl fac, eu asta lucrez. Eu lucrez în online. Pentru mine să am telefonul nu înseamnă că să am cel mai latest gadget ever, că nu mai pot eu de telefon, că dacă mă credeți nici nu-l prețuiesc așa cum ar trebui, poate. Vi l-am arătat acolo că l-am luat, azi, poate mai sunt oameni interesați să vadă. Dar nu mă urc în cap pentru că am mult de mult. Eu știu de ce le iau, pentru că văd diferența mereu, am cea mai bună memorie, pentru că am nevoie de foarte multă memorie, eu lucrez foarte mult cu video, foto și așa mai departe. Am nevoie să meargă bine procesorul, să-mi dureze bateria. Eu știu de ce am făcut aceste alegeri, adică nu mai trageți așa concluzii și dați cu bățul în baltă. Că când văd așa, sincer, vă mai blochez câteodată. Pentru că n-are rost să-mi pierd timpul și energia cu așa, dar a fost nevoie, pentru că a fost așa un val acum de câțiva care au ieșit așa la suprafață. Tu și deodată, vai de mine, toți oamenii perfecți au ieșit aici, oamenii aia care trebuie să mă judece, oamenii aia care comentează că mi-am luat telefonul, dar bani de operație n-aveam, dar ei nu m-au ajutat oricum la operație. Și cei care m-au ajutat au fost prieteni apropiați, persoane care au ținut la mine și nu-i că m-am dus eu să cer din mânuși din buzunar, pentru că este normal să facem așa. Eu, dacă văd că cineva vrea să facă operație și strânge bani, eu de ce nu, eu l-aș ajuta. De ce nu? Și am spus că banii care am strâns, eu am să-i dau mai departe. 700 și ceva de lire cât am strâns acolo, eu am să-i dau alte persoane care dorește să facă această operație. Și deja știu cui. Dar nu mai judecați atât, nu mai luați atât și judecați și faceți și că alții care că ești o micinoasă, că nu e adevărat, că câștigi, că nu știu ce. Câștig, dar trebuie să vă dau o socoteală la orice lucru. Nu știu. Deci câteodată sunt niște oameni de răutăcioși în lumea asta, că mă întreb cum de mai ne suportăm așa pe stradă. Nu te miri că iată răutate, știți? Hai să fim o leacă mai indulgenți, o leacă cu unii cu alții, că niciodată n-o schimba răutatea oamenii. Dacă chiar credeți voi că scopul vostru în viață este să mă schimbați pe mine, să știți că niciodată răutatea nu a schimbat un om. Mai degrabă îl împietrește la inimă. Răutatea nu schimbă. Mai degrabă schimbă o vorbă bună. Un om înțelegător. Asta schimbă. Deci eu vă îndemn să fiți și voi o leacă oameni mai buni, că nu vă strică, știți? Da, dragilor, nu știu dacă ați înțeles așa ce am zis. Eu am niște migrene, că sunt în UK când vă filmez videoul ăsta, sper să vi-l pun luni. Și din păcate vremea din UK îmi dă migrene.
Și vă rog să fiți mai înțelegători când sunteți din afară, pentru că voi nu știți multe chestii care poate le avem și noi în viața noastră, supărări de ale noastre, uite, avem probleme de sănătate cu ele și munca, în perioada aceasta lucrez destul de mult, așa e perioada, nu e că pot să mă, eu nu pot, am niște responsabilități, eu nu e că pot să mă duc acum și să zic, gata, eu îmi iau o lună de pauză în perioada asta, nu pot, că în perioada asta se lucrează. Se lucrează foarte bine, pot să zic în ianuarie că o iau mai lent sau jumatea lui decembrie încolo, dar în perioada asta este perioada cea mai bună, când toți lucrăm foarte bine. Când, nu e neapărat că se câștigă foarte bine, dar toți lucrează, au nevoie de mine. Eu am o responsabilitate, am o echipă în spate, am 700 de oameni în spate. Eu trebuie să-mi duc responsabilitățile la bun sfârșit. Ce om aș fi? Aș fi un om fără șina spinării. Eu trebuie să lucrez mereu și să pun în practică ceea ce învăț și pe echipa mea. Eu nu pot să, da, mă pun picior peste picior și gata, las că mie mi intră bani de la echipă. Nu, eu trebuie să am grijă de ei, e o responsabilitate. Nu pot așa să mă retrag și gata. Și unii parcă nu luați în considerare faptul acesta, că adică veniți aici, you entertain yourself, adică petreceți ceva timp. Nu știu, mi se pare că unii stați cu sâla aici, nu știu de ce stați. Dar luați ca și cum v-ați uita la un documentar, un serial, un film, luați ce e bun din el, ce nu vă place, lăsați-l deoparte. Este ok să nu vă placă tot, nu suntem la fel, suntem făcuți diferiți, este normal să nu vă placă, e ok, dar nu trebuie neapărat să ziceți. Că voi nu știți în spate câte îngrijorări, câte probleme avem și numai eu știu luna viitoare probabil cât o să am de umblat cu Eli ca să vedem ce are și să vedem problemele de sănătate. Credeți că mi-a fost ușor acum să mă duc în Anglia aici, că mă duc și mă distrez? Nu, am avut niște lucruri de rezolvat, am avut responsabilități la care trebuie să le fac față și nu mi-a fost ușor să plec, dar eram, îmi luasem acest angajament, știam că ea nu are nimic dacă așteaptă până mă întorc să terminăm investigațiile și să rezolvăm, dar știu clar că în luna noiembrie asta o să fie prioritate. Dar nu mai judecați așa de rău. Voi credeți că chiar ajută? Și dacă credeți că nu ajută, ziceți încă vă blochezi de pe acum sau când vă văd că ieșiți ca ciupercile câteodată, vă mai blochez și este ok. Voi o să puteți încă să vizionați, să știți că dacă vă blochez pe YouTube, să știți că voi încă o să vizionați, dar nu o să vă mai văd eu că vedeți. Da, hai că v-am zis așa adevărul, m-am descărcat un pic. Trebuia, am să-l las așa needitat, așa las cum l-am făcut, pentru că nu. Raw and unedited, jumate de oră din viața mea. Eu vă prețuiesc, să știți, pe cei care vă uitați cu drag și ne urmăriți cu drag și să știți că nu mi-am luat-o în cap și dacă da, m-am schimbat de când sunt aici pe YouTube, da, m-am schimbat, mulțumesc dacă ați văzut lucrul acesta, eu cred că m-am schimbat de când sunt pe YouTube, am evoluat foarte mult. Dacă m-aș uita acum, chiar trebuie să fac o dată o reacție cu primul vlog și dacă o să apuc când ajung acasă, sper să nu uit să fac o reacție cu Adrian și cu copiii la primul vlog care l-am făcut. Eu mă bucur că am evoluat, sunt mult mai confident în a vorbi și da, îs în proces să scriu o carte, am să mai scriu ceva, pentru că cred că pot să dau ceva celor din jur, eu cred că și voi puteți să dați, dar depinde de voi să vedeți ce. Eu cred că toți aveți ceva special în voi care Dumnezeu l-a pus acolo, că nu ne-a făcut oameni nasoli, ne-a făcut oameni foarte faini, eu așa cred, că avem lucruri speciale în noi, dar nu mai trebuie să le găsim și să le valorizăm. Și eu, da, m-am schimbat de când sunt aici pe YouTube, dar din punctele de vedere care unii zic, pentru că n-au argumentat la ce, că de ce, că m-au văzut că mă îngrijesc prea mult sau așa. Băi, eu nu m-am îngrijit anumite perioade așa de mult pentru că am trecut prin perioade ale vieții, prin sarcini, când folosesc mai puține produse, prin perioada când abia am născut, când nu prea mă aranjez, că sincer, cine are timp atunci? Diferite momente, vara, eu nu mă aranjez exagerat pentru că e vară, e cald și nu am nevoie de să-mi pun ceva pe față pentru că îi caldă, îi soare, n-am nevoie în perioada aceea. Dar astea sunt deciziile pe care eu le fac, e treaba mea. De aceea ar fi să mă duc eu să vă zic, mă, nu mă mai spălați cu gel de duș. Dar ce treaba mea, o să nu vă dați cu un parfum, adică fiecare decide ce îl ajută să fie îngrijit și eu cred că Biblia ne îndeamnă să fim îngrijiți și să fiu plăcută soțului meu îi place să arăt așa, asta este important. Eu nu o fac, depinde cu ce scop o fac. Eu nu o fac ca să plac nu știu căruia sau să atrag alți bărbați sau chestii de genul acesta, nu știu la ce vă gândiți unii. Eu știu că și soțul meu îi place să fiu îngrijită, îmi place și mie să fiu îngrijită, mie îmi place, voi nu știți poate, dar mai am un canal
fiind grijită cu Monica, în care nu prea public acolo, din păcate trebuie să mă pun acolo să mai public, dar acolo am videouri în care m-am grijit, în care am pus îngrijirea unghiilor. Eu unghiile mi le fac de când sunt adolescentă. Nu mi le-am făcut eu cu gel, cu chestii, dar mi le-am îngrijit mereu. Părinții mei ne-au învățat să fim îngrijiți. Eu la păr, mi-am făcut părul de când eram tot așa în adolescență. Lucram, câștigam un ban, mă duceam la coafor. Adrian mă știe că sunt îngrijită. Că am avut perioade când am fost mai puțin focusată pe acest aspect al vieții. Da, este adevărat, dar cu toți trecem. Dar eu mereu am fost o persoană îngrijită. Mereu mi-a plăcut să fiu curată, să fiu îngrijită, să fiu aranjată. Mie îmi place și nu este o chestie de vanitate. Este o chestie că mă simt eu bine, om. Nu știu. Și mi-a plăcut, da. Și am mai zis, da, mie mi-ar fi plăcut să fiu un fel de beauty influencer. Nu că beauty influencer în sensul mi-ar fi plăcut să testez mai multe produse, să le arăt. Și de aia am făcut canalul ăla, fiind greșită cu Monica, unde am mai publicat și unde, din păcate, n-am mai publicat, dar o să mă refocusez eu și o să mai pun așa un get ready with me. Și am să vă mai zic acolo ce produse folosesc, cum le folosesc și ce îmi place la ele și poate mai vorbesc și alte chestii, pentru că era ceva care mi-e îmi place să fac. Și așa am fost. Nu știu, înțeleg că unii ați rămas dezamăgiți, că ați văzut ceva din mine care nu v-a plăcut, dar asta se întâmplă peste tot. Nu știu, voi ați găsit vreo persoană care să nu vă dezamăgească măcar o dată în viață? Adică și chiar că dacă sunteți căsătoriți, ce credeți? Că nu o să vă dezamăgească partenerul de viață măcar o dată în viață? Ba da, vă spun eu și eu îl dezamăgesc pe Adrian câteodată. Dar angajamentul pe care îl avem este că ne suntem alături și atunci ne ajutăm, ne corectăm, dar noi suntem într-o relație de căsătorie, nu suntem străini pe stradă. Că eu nu mă, că acum că vine un străin să-mi zică să mă schimb, să fiu nu știu cum, eu gata, îl ascult, că eu trebuie să fiu obedientă la oricine. Nu. Hai să fim serioși. Nu aveți așteptări nerealiste și prostește la mine. Înțelegeți? Bun, vă las că mă doare capul și am să mă duc să mă întind un pic. Că vremea din UK îi vremea care îi și chiar mă afectează foarte mult. Asta chiar nu-mi place. Sper să nu trebuiască să ne întoarcem înapoi, pentru că nu-mi place vremea. Deși chiar nu-mi place vremea și pe mine mă afectează foarte mult vremea de aici. Chiar îmi dă migrene non-stop și aseară am dormit foarte bine, dar în fine, asta e altă parte. Bun, vă las că vreau să mai continui vlogul de ieri și să mă duc și mă și odihnesc un pic și trebuie să mai șurucurez un picuț. Bun, eu vă las, vă pup, vă mulțumesc că ați fost aici pe mine, m-ar încuraja să știu că cei care sunteți cu mine și ați înțeles ce am zis, mă, să-mi scrieți măcar, Monica, eu sunt de acord cu sau am înțeles. Nu știu, mă ajută să știu că sunt totuși unii care sunt aici cu mine și știu că îmi dați like acolo și așa, dar să știți că ajută când comentați un comentariu acolo, pentru că nu toți o fac, foarte rar o fac oamenii și câteodată mă întreb, băi, e de folos, vii de folos, nu vii de folos. Pe de o parte, în rămân amintiri, este ok pentru mine, dar m-aș bucura. Bun, eu vă pup, vă îmbrățișez și ne vedem în următorul. Pa, pa!